Este ora 8 fără un minuțel alături de noi, Nadine Azisu, foarte veselă și înținută de weekend, ce să mai. Știrile, nu știu dacă sunt de weekend, avem... Nu prea, să știi că nu. Dar vreau înainte de știri să-i zic și eu la mulți ani lui tata, că este ziua lui astăzi. La mulți ani! Domnul tata! Domnul Mișu! Unii zic tata socru, alții zic domnul Zisu, alții domnul Mișu! Vrească domnul Mișu! Domnul Mișu, am uitat să vă spun, dar să știți că mi-ați trimis niște produse despre care eu am discutat în particular cu Nadina Zisu, produse tradiționale românești, unele pe bază de grăsime, altele pe bază de alcool dublu rafinat sau ceva. Nu știu cât de rafinat. Nu e atât de rafinat și delicat. Nu contează. Și dar vreau a fost bun, asta e important. Aia voiam să vă zic. Domnul Mișu, foarte bun, ne mai vreau. Asta e important. Că nu mai am, gata, s-au terminat. Între timp nu se termină știrile, avem o cheie. Știți cum e vorba aia? Ne-a făcut o cheie. Cine? Dobânda cheie. Aoleo, ce se întâmplă cu ea aflăm chiar acum de la Nadina Zisu. Știri. Dimineața, bun găsit la știri. Dobânda cheie ar putea începe curând să scadă, a anunțat Mugur Isărescu. Asta va duce, bineînțeles, la rate mai mici pentru cei care au credite. Până acolo însă este nevoie de 2 luni de scădere a inflației, după ce în ianuarie a urcat din nou. Antrenorul în vârstă de 20 de ani de la Clubul Sportiv Dinamo, acuzat că a abuzat o fetiță de 7 ani, a recunoscut fapta. Incidentul a avut loc chiar în bazinul de înot, în timp ce părinții copilei, dar și alte persoane, se aflau în tribune. Fetița le-a povestit totul părinților când antrenamentul s-a terminat. Aproximativ 1000 de copii vin lunar la not la Academia de pe Ștefan cel Mare. Doi turiști au scăpat cu viață ca prin minune după ce o avalanșă a avut loc în zona Bâlealac. Specialiștii spun că este cea mai mare avalanșă văzută în ultimii 3 ani. Oamenii se aflau în cabană în timp ce corturile și bagajele lor au fost înghițite de zăpadă. Este risc de avalanșă pe cele mai multe creste din cauza diferențelor mari de temperatură din ultima perioadă. O aplicație folosită în premieră în Spitalul Județean din Oradea le oferă familiilor bolnavilor ocazia să afle în timp real ce se întâmplă cu cei dragi când sunt preluați de medici. Cu un cod QR, oamenii au acces la orice informație despre pacient. Aproape 100 de mercenarii români din Congo s-au întors acasă după lupta sângeroasă cu rebelii din regiune, în care 5 camarazi au murit. Același avion a adus în țară și trupul neînsuflețit al unui polițist de la acțiuni speciale, care și-a suspendat contractul de muncă pentru a pleca să lupte în Congo, acolo unde câștiga de 7 ori mai bine decât acasă. Aproximativ 1000 de români sunt în continuare în Congo. Papa Francisc l-a primit în audiență pe premierul Marcel Ciolacu. Ulterior, acesta și mai mulți miniștri au ținut o ședință comună cu guvernul de la Roma pentru mai multe acorduri menite să le facă viața mai ușoară românilor din Italia. Peste 2 milioane de ambalaje au fost returnate de consumatori în luna ianuarie prin sistemul intermediul sistemului de garanție returnare, știți bine, cele mai multe în capitală. Ministrul Mircea Fecheț spune că sistemul este încă la început. Un critic rus de artă a murit și ar fi lăsat moștenire lui Vladimir Putin toată colecția sa, scrie The Moscow Times. Se estimează că valoarea colecției ar fi de 2 miliarde de dolari. Să fie, momentan s-au încheiat știrile orei 8, dar revin și la 9 fix cu alte informații. Vă aștept atunci. Sistemul garanție returnare. Am avut... Și eu care credeam că ei de femeile nu mai plâng. Și tu vii cu garanția returnare. Păi, știți de ce? 2 milioane de sticle s-au returnat, nu? Sau da, ceva? 2 milioane de ambalaje. De ambalaje, da. Cred că s-au cumpărat mult mai multe. Eu am acasă vreo 1 milion. Deci, pe cuvântul meu, am început să le pun deoparte și nu mai am unde să le pun. Vrei să zic ceva, Grigă? Ia zi. O veste proastă, e vârsta. Uite că tot i-am urat la mulți ani lui tata mai devreme. Da. Noi acasă, la bucătăria de vară. Bucătăria de vară? Da, bucătăria de vară. De vară, exact. Este o grindă în față și grinda aia toată dintr-un capăt în altul e capotată cu
ambalaje de tot felul. Așa? Da, acolo o să ajungi. Dar sunt pentru garanție returnare sau sunt? Nu, sunt că le ține tata acolo. Doi ani acolo. Aoleu, stai că mai am, Nadina, mai speriat. Păi dacă ai început și tata, a început ușor, ușor. Eu vreau doar să testez sistemul, nu să-l fentez, da? Da. Dacă aveți o cămară, să-mi spuneți că am prea multe sticle strânse. Între timp, nu strângem nimic, dăm drumul. Continuăm o nouă oră în dimineața pe 2. Grig Moga și Nadina Zisu este și ea alături de noi. Nu uitați, după 9 facem repetiție generală pentru weekend. De ce? Avem muzică, playlist mixat. Suntem party mix in the mix, cum vreți voi, cu super muzică de weekend și de petrecere cu DJ Yves La Trois. Între timp sunteți și voi colegii noștri de emisiune. Nu uitați la 0754222999. Revenim. Your number one for hit music. All the hits right here. We get started. Impulse Radio. Bună dimineața, bună dimineața. Fiți atenți aici și așa. Suntem gașcă completă, Grig, Moga și Nadina Zisu. Bună dimineața. Întrebare pentru voi. Voi în weekend faceți grătar? Că e weekend deja, da? Și avem după ora 9, avem in the mix, repetiție pentru weekend sau pentru grătar, da? Eu n-am făcut niciun studiu, dar eu consider că noi suntem cei mai pasionați de grătar dintre toți oamenii de pe planetă. Noi grătaragii lumii. Exact, da. Pământului. N-am făcut niciun studiu, dar simt eu, nu știu, în gena mea parcă există această pasiune pentru grătare. Știi cum poți să dobândești o stea Michelin la grătarul tău? Sunt tare curios, sincer. Arzi cauciucuri în loc de lemn. Bun, avem grătar făcut în bloc. Păi, și vreau să spun și ce dacă și eu am făcut pe balcon. Aoleu, dar câte, în care bloc? Am văzut trei. Într-un bloc din Galați. Da, care este faza, de fapt? Sunt niște persoane care au făcut grătar într-un bloc. Așa, și alții fac pe bloc. Exact, am văzut la Ghenă se poartă cel puțin în anumite sectoare din capitală. Sau pe balcon. Iar în blocurile comuniste, da, există administratorul, șeful de bloc, cum îi zice, președintele de bloc. Aoleu, și da, numai el are cheia, el și încă vreo doi... De pe bloc. Da, și nu se dă niciodată. Exact, vreo doi apropiați sau vreo doi complici, da? Sau vreo doi acoliți. Cu președintele, da, administratorul și președintele. Tu ca și persoană proprietar ai voie și ai voie să te duci pe bloc când vrei tu, da? Nu, n-ai voie la cheie. E, și e președintele cu acoliții lui. Domnul Nea. Da, fac grătare pe bloc. Ei bine, acești oameni când au cheia de pe bloc, au făcut în casă. Problema este că au făcut cu ușa deschisă. Înțelegi? Ușa deschisă pe palier. Da, cu ușa de pe palier deschisă, fiindcă, știi cum e, de ce n-ați deschis, domnule, geamul? Să nu ne tragă curentul. Balcon, să înțeleg că n-aveau. Mă, nu contează. Probabil că au deschis că să facă un fel de curent, dar ce este clar este că ai și foarte mult fum de acolo și... Deci, incidentul a avut loc, ca să vedeți că vă dăm o chestie actuală, domnule, nu joacă, pe 15 februarie ieri, de ziua singălurilor, oamenilor care sunt single. Sau poate, na, a mai rămas puțină carne, au mai rămas niște mici de la 14 februarie și... niște trandafiri. Da, deci, n-aveam unde iarde. Știți unde s-a întâmplat? Știți care este culmea culmilor în Galați? Cea mai importantă stradă din Galați este strada Brăilei. Și fix acolo s-a întâmplat. Exact. Pe strada Brăilei. Strada Brăilei. Gurile rele spun că erau niște brăilene undercover, care au venit să destabilizeze Galațiul. Nu! Erau chiar gălățeni. Deci au ajuns acolo așa, două autospeciale de stingere de pompieri, un echipaj murd, o autoscară de la detașamentul de pompieri Galați. Fai de cap, pompieri au constatat și un grătar. Deci, pompieri au văzut că iese fum fără foc. Cine i-a chemat, este întrebarea. Un vecin. Păi da, smurdul de ce a venit? Că vecinul care a sunat, probabil a spus că ai mei vecini fac grătar aici. Deci n-ar fi trebuit să vină smurdul. A fost un gând rău acolo. A zis altceva. Domnule, fac ăștia grătar și eu mor de foame. Pe mine nu mă cheamă, mă, le trimit smurdul pe cap. A fost un gând rău. Bună dimineața colegilor noștri de emisiune. Salut. Bună, băieți. Normal că facem grătar acum că s-a încălzit vremea și e așa de fain. Deja astăzi încep să coboare niște păstrăvii spre reședință. Să aveți o zi bună! Coboară niște păstrăvi spre reședință. Tare! De unde? Vrem și noi! Cobori în jos, păstrăv! Mic! Alunecând
pe o piatră. Pe apă, alunecăm pe apă. Pe o țepușă. Sau așa, depinde cum hai, vrei bună dimineața, faci. Spor la caveluță și la grătar. Ce să mai rămânem aici în dimineața pe 2. Grig Moga și Nadina Zisu, vă salutăm în curând și pe colegii de emisiune la 0754-222-999. Nu uitați, ne auzim pe Radio Impuls, dar ce crezi, ne vedem și pe canal de 2. Salut, neața! 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 Dimineața pe 2! Playing the biggest hits. Feel Good Radio. Impulse Radio. Fiindcă avem alături de noi o femeie adevărată, și anume Nadina Zisu, vreau să o întreb dacă îi plac comediile romantice, așa sec. Depinde, să știi că nu prea. Mie îmi plac thrillerele foarte mult. Trailerele da. Sau thriller? Da, okay. Eu mă uit la trailere, nu știu. Da, chiar să văd tot filmul. Ești foarte drăguț ca întotdeauna thrillerele. Thrillerele. Mie îmi plac SF-urile. Ție? Mie îmi plac serialele bune. Îmi place să mă uit la ce vrea ea, numai ca să n-am probleme. Deci este clar studiu statistică. Toate femeile, nu, multe dintre femei sunt cu comedii romantice, pe când bărbații fug de acest gen de film. Așa este. Da, sunt drăguțe din când în când, da. I hate. Hai să nu le suprasaturăm. Problema, știi care este? Momentul în care îi propui ei, o ia, că oricine ar fi ea, hai să mergem să vedem un film science fiction. E groasă. Dar ce, n-ai prieteni? Du-te cu prietenii. Păi eu vreau cu prieteni. Na, păi da, dar uite ce comedie romantică avem de văzut. Depinde și ce înseamnă SF. Uite, eu, ca femeie, vorbesc. Dar n-am înțeles niciodată universul Marvel, după care va, știu că ești topit. Știu asta. Și DC Comics la fel. Dar, mie comediile romantice mi se par mai SF. Foarte, foarte corectă. Deci avem așadar un studiu în care femeile comedii romantice, bărbații cam de toate, dar mai mult decât atât, am avut un moment în care tot ieșeam cu o fată la film. Da? Da. Mă invita. Una, doi, așa, hai să mergem la film, hai să mergem la film. Hai să mergem la film, mișto. Îmi place să merg la cinema. Și nu conta filmul, mie îmi plăcea să merg cu ea la cinema, evident. Partea, știi care era partea ciudată? Că nu mergeați la același film? Nu, frate. Că după primele 10 minute, 15 maxim, adormea. Ea alegea filmul? Da. Deci mergeați la film ales de ea și ea și ales de mine. I usually skip this part, da. Crede-mă. Deci, băi omule, adormea. Deci adormea, știi cum doarme un om în pozițiile alea și pe scaun. Și tu ce făceai în timpul ăsta? Îmi venea să fac o grămadă de glume, dar nu puteam să fac poze cu... Nu, am zis nu, trebuie să fiu un băiat bine crescut. Trebuie să ții un marker, să o pictezi un pic pe față. Îmi venea să-i pun nachos în gură, să o potez. Dar asta s-a întâmplat o dată? Sau? Nu, tot timpul, de fiecare dată. Până n-am mai putut săracul. Și a voiat să mergeți la film. Da. Înseamnă că se simțea comod în prezența ta. De atunci e traumatizat, nu mai merge la filme. Ba da, merg, dar merg singur. Ți-ai o pernă de dormit. Dar vreau să vă zic o altă chestie. Noi avem probleme cu somnul. Generația asta, nu știu de ce, adormim greu. Dar cu toate astea, unul dintre lucrurile care ne adorme și fiecare dintre noi are chestia asta. Un film sau serial care te adorme. Vreau să-mi spuneți care e filmul sau serialul vostru care vă adorme seara. Somniferul. Mai pun ceva pe YouTube sau un podcast, dar neinteresant, că dacă e interesant, mă deci n-ai un film, da? Nu. Oricum e o chestie de generații, să știi. Toată lumea are. Toată de generații și foarte bine se potrivește discuția cu știrea pe care o am în față și anume ne spune Organizația Mondială a Sănătății că tulburările de somn au ajuns la nivelul de epidemie globală. Aoleu. Bun. Da, da, potrivit fiți atenți. Facem un sondaj. Asta dintre noi am ajuns dormim prost. Aoleu. Cred că mai mult. Ia, hai să facem 0754222999. Întrebare pentru voi. Pe tine ce film sau serial te adorme? Adică ce îl pui seara acolo? Ca să adormi la sigur. Ce îți pui tu acolo ca să te adormi? Eu am un serial, o să fie ciudat răspunsul meu, fiindcă toată lumea este foarte prinsă de el. Tu ai ce ai, serial sau eu film? Eu am YouTube. Eu am niște chestii YouTube. Pe YouTube. Dar n-ai am... niciun serial, niciun film somnifer? Singurul serial la care am adormit. Ne-l zici imediat, exact. Da? Luăm o scurtă pauză, 0754222999. Așadar, facem un sondaj. Care este? Că am și eu nevoie să mai schimb somniferul, nu? Exact. Doamne, ce film sau serial te adorme pe tine? Da? Îți zic ce mă adorme pe mine, zice și Moga ce l-adorme pe el. Și ne zice și voi. Și Nadina e cu YouTube-ul, nu se pune. Dar se gândește și ea la un film care atunci când era mai mică o adormea, da? Bună dimineața, ne întoarcem la voi! Dimineața pe doi. This is... Ora 8 și 33 de minute, haide, bună dimineața și somn ușor. Am vorbit despre faptul că
Statistic, românii sau oamenii în general au o listă de filme sau au un film anume sau un serial anume la care adorm. La care apelează ca să doarmă. Este somnifer. Nadina ne-a zis mai devreme că... Nu am ceva anume, pun 60, pe YouTube. A, 60% ce-a zis OMS-ul, da, dintre, rău tare. 60% somnul, dintre oameni, da, la nivel mondial avem mari probleme cu somnul. Și wow, că în curând o să facem toți AVC și o să dăm în demență. Ce optimist! Nu, eu am spus, Organizația Mondială a Sănătății. Corect, corect. Da, somnul haotic într-un final asta te duce. Mamă, asta nu este bine deloc. Hai să mă că nu e, da, ce să facem? 0754222999. Noi facem lista filmelor sau serialelor care pe tine te adorm la sigur. De ce? Vrem să le băgăm și noi în playlist? Că să dormim și noi. Să nu fim parte din 60%. Tu ce film sau serial? V-a plăcut serialul Breaking Bad? V-ați uitat la el? Nu. A, era unul dintre somniferele mele favorite primul sezon. Uite, vezi, am amintit de un somnifer. Uai, ce tare! Primul cred că a fost Lost. De mult. Doamne, ăla era pe TVR. Nu, era pe net. Era de pe net. Mult, după da, aia da? Pe TVR, da. Ah, okay. Fii atent, e la modă Yellowstone. Da, serialul ăsta la care se uită toată lumea. Eu am văzut multe story, multe shorturi pe YouTube și reels pe Instagram cu secvențe din film și s-a părut super tare. Mamă, ce mișto, vreau să-l văd. De unde? E somnifer adevărat. Erau totul. Pe toată lumea ține trează serialul. Serios? Ăsta. Da. Tu n-ai niciun serial la care ai adormit sau la care... Eu la Breaking Bad m-am uitat la primul episod de cel puțin 10 ori și am adormit la el. Eu nu știu cum e episodul 1. Deci momentan la mine funcționează Yellowstone. Perfect. Da, ce, ai văzut Yellowstone? Nu că am adormit. Eu, da, sincer, ca să adorm, mă uit la videoclipuri despre șah pe YouTube. Aoleu. Vai, cât de bine dorm. Ok. Vai, vorbesc așa de sau calm oamenii. Mai poți să-ți pui sunet de ploaie? Mișto. Sau de șemineu cu foc înăuntru? Da, să dorm cu gândul că poate arde casa. 0754222999. Pe voi ce vă adorme la sigur seara? Care e somniferul vostru în sensul de film, serial? Zicem bună dimineața. Bună dimineața, băieți! Alina din Constanța vă salută. Eu obișnuiesc în fiecare seară să-i citesc o poveste celui mic. Iar în timpul poveștii tot timpul mă apucă căscatul. După ce îi citesc povestea, adorm și eu cu el. Okay. O zi faină! Mulțumim! Deci nu avem film sau serial, avem o poveste. Mami citește o poveste și adorme înaintea copilului, da? Ștefan din Bacău ne zice așa: bună dimineața, nu contează filmul, la toate adorm, chiar dacă mă uit duminica la prânz. Deci nu contează, dă play la film. Nici nu contează ce film e. Pe tine ce film sau serial te adorme? Este sondajul pe care îl facem, ne facem și noi lista de adormit. Seara bună dimineața! Viața bună din nou, băieți! Salut! Bă, am impresia că voi nu sunteți obosiți, mă. Eu când fac un duș seara după cină, okay, dacă mă pun pe orizontală în 2 minute... Nevastă mea moare de invidie că eu am adormit așa de repede. Aoleu, domnul, că moare nevastă de invidie că ți-a adormit atât de repede, nu este neapărat foarte bine, dar este în regulă. Deci mai bun serial e munca. Eu invidiez oamenii, că sunt oameni într-adevăr o raritate și ceva foarte dubios cu ei, care pur și simplu când pun capul pe pernă dorm. Uite, am primit un mesaj: bună dimineața, n-am nevoie de niciun serial, adorm instant. Eu sunt de cealaltă baricadă, mi-este somn oricând, oriunde. Vezi? Ei sunt cei 40%. Vai, cât de tare, da. Deci nu prea oamenii probleme cu somnul. Măi, dar ce, numai noi avem probleme cu somnul? Numai noi trei? Este posibil. Daniel se uită la politică. El zice că e cel mai bun somnifer. Și sincer, oamenii aia știu să vorbească nimicuri atât de frumos și atât de bine. Depinde pe cine asculți, că dacă o pui pe Diana Șoșoacă, de exemplu, s-ar putea să nu mai dormi. Da, e posibil. Sau dacă vrei dormi, să stai treaz, să visezi mâncare. Mâncare, da? Dacă vrei să, așa. 0754222999. Pe tine ce film sau serial te adorme garantat seara? Deci căutăm somniferul perfect. Zice Alexandra: pe mine mă adorm filmele indiene. Atât muzica indiană. Inchi-kitana. Și un pic mă adorm și filmele japoneze. Doamne, nu știam că există filme japoneze. Cred că e o strategie asta. Și japonezii, cum? Să nu înțelegi ce zic, știi? Dacă nu înțelegi ce zic, te uiți acolo. Vai, ce frumos. Da, dar în filmele indiene e foarte multă dramă. Cum ziceai tu că se cântă în India? Inchi-kitana. Inchi-kitana. Bună dimineața. Neața bună, Mihai, este uite-o. Oameni, eu când mă pun în pat, dorm. Nu trebuie film, nu trebuie nimic. Când dorm. Când stau treaz. Așa că deci noi, doar noi treabă. Vai, probleme, de capul. E oficial. Deci, da, mă, e, acum de
depinde, te sperie, da, eu știu ce zici, da, e foarte important și ce anume te ține atât de treaz, că, na, uite, poți Cristian, să dormi într-o cauză. Cristian are o părere bună. Cărțile dragilor, asta ne-a zis el. Încă de când era mic, dacă citeam seara puțin, începeam să casc. Și acum aș pune un audiobook și în 5 minute a adormit. E o idee, da. Da, și tot el zice, cărțile nu te fac prost, pentru că adormi învățând ceva. Pe lângă asta. Da, citești și după aia visezi, nu? Cum e? Că exact. Somnul fixează informația. Bun, eu adormeam în examene, de exemplu, deci în loc să citesc și după aia să adorm și să scriu la examen, eu dormeam în examen. Alin zice așa: bună dimineața! Deși este cel mai bun din lume și preferatul meu, filmul sau serialul care te adorme, că asta era întrebarea, este Lord of the Rings, ci că nici nu apucă... Nici nu apucă orice să ajungă la Minas Tirith, că îl ajută pe Gandalf din lumea somnului. Doamne! Ce tare! Vezi, în imaginația ta, în somn, acolo te bași cu Gandalf, te duci, faci tu ce vrei. Hai să continuăm sondajul pe WhatsApp-ul Radio Impuls România. Așteptăm colegii noștri de emisiune, că de aia sunt colegi, să ne dea sfaturi și să păi ne ajute. Păi ce sfaturi? Nu vezi că oamenii ăștia dorm bine, n-au nicio grijă, n-au nicio problemă. Cum s-au pus în pat, aia a fost. Ori fi și oameni care suferă precum noi. Așa că 0754222999. Continuăm sondajul pe tine. Ce film, serial te adorme? Sau eu știu, poate ai vreo altă soluție, da? Un alt trick, cum s-ar spune. Ajută-ne și pe noi, te rog eu. Fă-ne și pe noi să dormim. Moga ne ajută, scrie acolo de zor, tic, 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 face lista și noi, uite, diseară o pun în aplicare. Exact, le luăm pe toate pe listă. Hai, bună dimineața. Somnușor! Dimineața pe doi. Your hit music playlist. Impulse. Non-stop hits. Hit after hit. After hit. Good vibe station.